În fața câtorva zeci de spectatori, galben-albaștri s-au împărțit în două echipe pentru un joc școală desfășurat pe o perioadă de 90 de minute. Echipa lui Cîlpan, Onciuc și Romaniuc i-a înfruntat pe Bolohan și Guriță, echipa ultimilor fiind condusă de pe margine de Ovidiu Ciobanu și Bogdan Grosu. Cele mai interesante momente ale partidei l-au avut în prim plan pe Cîlpan, care a ratat un penalti, dar s-a revanșat în fața colegilor cu un gol spectaculos după ce în prealabil s-a distrat cu portarul Luca. A fost un antrenament util, cu public, unde am văzut dezinvoltură din partea jucătorilor, angajament, determinare. A fost, cred eu, una peste alta, un antrenament care a constituit un bun prilej de a mai vedea și pe unii dintre componenții lotului într-o stare de adversitate mai ridicată decât cea de la antrenamentul propriu. În jocul școală nu au intrat Dumitru, Străinu, Rohețchi și Colban, toți patru acuzând ușoare probleme medicale. De asemenea, Cîlpan a ieșit din teren în repriza secundă, locul său fiind luat de Ovidiu Ciobanu.